Inspectorii de poliție, împreună cu reprezentanții Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale, întreprind în aceste zile controle inopinate la bazinele acvatice din raionul Căușeni, scrie Studio All Online. Aceștia avertizează maturii și copii că scăldatul este interzis și informează despre riscurile la care se pot expune în caz că intră în apă fără a respecta regulile de securitate. Mai mult decât atât, inspectorii susțin că în cazul în care sunt depistați copii nesupravegheați la scăldat, părinților se pot alege cu amenzi. Recomandăm să nu vă scăldați fără prezența maturilor, să nu săriți de la înălțimi pentru a nu vă trauma. Cunoașteți că sunt cazuri când copiii, persoanele maturi, se traumează, anume de la sărit în apă. Deoarece voi nu aveți cunoștințele în domeniu și nu sunteți instruiți. Numai pe parcursul unei singure zile s-au depistat mai mult de 10 încălcări. Peste 220 de cetățeni ai Republicii Moldova și-au găsit moartea la scăldat în ultimii 2 ani și jumătate, dintre care 36 de victime erau copii.